În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă vă concentrați un pic mai atenți pe acolo, prin spate, nu m-a venit în cap și ceilalți care stau afară. Ce ar trebui să avem în vedere în a doua săptămână a postului, pentru că iată am parcurs două săptămâni din postul nașterii Mântuitorului, că evangheliile care se citesc sunt cu precădere referitoare la persoanele care fie că cunosc legea lui Dumnezeu sau fie că nu cunosc legea lui Dumnezeu, au mai multe moduri de viață. Și întâlnim caracterul credincios și mândru. Întâlnim caracterul credincios și zgârcit. Întâlnim caracterul omului infatuat, plin de tot ceea ce crede că are el nevoie, dar care uită că toate acestea se fac cu darul lui Dumnezeu. Pentru că undeva în Scriptură spune așa: ce te lauzi, omule, cu cele ce ai, ca și cum ai fi uitat că cele ce le ai nu sunt ale tale, iar dacă le ai, să se pot lua. Asta spune în epistola Sfântului Apostol Petru. Nimic nu e al tău. Blestemate să fie brațele care spun: acestea m-au hrănit și m-au crescut. Am amintit lucrul acesta pentru că în una din duminici am întâlnit un alt dregător care, deși avea țarina mare și era bogat, nu s-a gândit la capitolul milosteniei. Și atunci, mărindu-și hambarle, s-a crezut cel mai puternic. Avea cum ar fi un depozit angros sau un supermarket. Ei, de data aceasta, învățătorul acesta bogat, dregătorul acesta bogat, care păzea poruncile, avea și el o defecțiune pe care numai Dumnezeu i-o cunoștea. Întotdeauna, deci se lăuda oarecum cu poruncile pe care le știa. Eu am considerat pentru ziua de astăzi că ar trebui să atingem un punct mai subțire. Și anume, cel din tâi lucru care nouă ni se pare foarte neînsemnat este puțin trufia sau părerea de sine. Și dacă ați văzut într-un mediu și ați avut ocazia de multe ori să fiți în anumite medii sociale, să vezi că cineva caută în așa fel prilejul să-și scoată în evidență ceea ce știe. A, când făceam eu facultatea, da, mi-aduc aminte când eram în sala de operație și am avut o intervenție chirurgicală. Da, mi-aduc aminte odată când am făcut o balanță, niște calcule, ca omul să scoată în evidență superioritatea, dar ce fel de superioritate? Că nu se observă. Pentru că noi avem oameni în societate de mai multe feluri. Oameni normali, care stau în banca lor și sunt ceea ce sunt, oriunde ar fi și oricând. Adică, dacă e lângă biserică, își face cruce. Dacă e în biserică, își face cruce. Dacă e în pădure, își face cruce. Dacă e în noapte, își face cruce. Dacă e în mijlocul târgului, își face cruce. Deci e omul normal, credincios, care nu are absolut nicio timorare, nu are niciun fel de, cum să zic eu, de complex să se ferească. Deci totul este o normalitate, dar avem și oamenii normali, morali, care, deși nu par practicanți la prima vedere, conduita lor morală este tot o lege a omeniei. Adică, ai intrat în birou, ți-a semnat un act, ai cerut un aviz, l-ai primit, ai cerut o undă verde pentru un lucru, ți s-a dat, ai cerut un ajutor, n-ai fost respins, ai cerut un sfat, l-ai primit cu cea mai mare bucurie. Aici, uneori, această situație este foarte bună și primită, privită în ochii lui Dumnezeu, dar nu este la fel de bine primită sau nu este la fel de bine văzută în ochii celor din jurul nostru. De ce? Pentru că de aici încep etapele. Viclenia sau perversitatea. Acest gen de oameni care nu știu să aibă un hotar sau o barieră, pică foarte ușor victime cui? Oamenilor perverși și ticăloși. Și atunci ce se întâmplă? După proverbul popular,
dă-i nas lui Ivan că se suie pe divan sau dă-i omului un deget că ți-a toată mâna. Ei, dregătorul acesta bogat nu era din niciuna din aceste categorii, ci era o categorie mai specială. Deci cu toate că era credincios, cu toate că era omul care prezenta sau cel puțin vroia să posteze imaginea de om perfect, el avea totuși o slăbiciune. Nu dădea bună ziua oricui. Nu vorbea cu oricine pe stradă. Nu discuta în orice cerc. Nu avea contact cu orice realitate. De ce? Relatăm lucrul acesta după modul de adresare către Învățătorul Hristos. Lingușeala, bunule învățător. Este prima remarcă pe care încearcă să o facă să-și arate pioșenia. Și aici întâlnim exact modelul nostru de creștini ortodoxi, care dacă e nevoie te lingușesc până faci rană. Dar, dincolo de limba lor, spune psalmistul David, în inima lor sunt săgeți. Și el suferea de acel lucru. Vanitatea și zgârcenia din el nu se manifestau în lucrurile exterioare. Și de unde întâlnim lucrul acesta? Încearcă să-i prezinte Mântuitorul în mod psihologic un tablou a omului distins. Dar eu respect părinții, e și firesc, pentru că te-au făcut bogat, ți-au lăsat o moștenire de necontestat. Și ar fi rușinos să te răzvrătești împotriva lui mamă ta și lui tată, tu când ți-a pus un pedestal sub picioare și ai plecat în societate, nu de la cota zero, ci ai plecat deja din punctul 1. Deci, ceea ce alții n-au într-o viață, tu deja ai la plecarea în viață. 2. Nu fur. N-avea nevoie să fure. Normal că nu avea pentru ce să fure. Că avea de toate. Iarăși spune, nu mărturisesc strâmb. N-avea pentru ce, pentru că el nu se cobora la lumea de jos. N-avea pentru ce să se amestece în lumea slabă, unde trebuie să mai folosești câte un tertip ca să poți să te strecori printre șacalismul zilei. Dar a avut curajul să spună și acest lucru. Știi, învățătorule, eu din tinerețe le-am păzit pe acestea. Ei, acest mod de educație îl întâlnim în înalta societate de astăzi, așa zis, înaltă, că înalt nu-i nimeni, mai mult de 2 metri n-a trecut. Deci îl întâlnim în înalta societate când unii părinți încearcă să-și explice că copiilor, sau odraslele lor, sau progeniturile lor, au o genă în plus decât ceilalți, chiar dacă ei nu sunt la un standard de mare înălțime. Dar pentru că banul poate rezolva o notă, pentru că relația și poziția socială poate rezolva un statut al locului de muncă, o poziție în societate, o poziție în cadrul urban, nu-i tot una să stai în Dacia, nu-i tot una să stai în centru civic, nu-i tot una să lucrezi la prefectură și nu-i tot una să lucrezi la Salubris. Deci ceva de genul acesta. Te împinge să privești lumea din jur cu oarecare ignoranță, de undeva de sus în jos, chiar dacă ești mai mic de statură. Și Zaheu, fiind mai mic de statură, s-a suit într-un dud, că pe acolo avea să treacă Hristos, și l-a privit de sus. Dar Mântuitorul Iisus Hristos, care cunoștea inima acelui individ numit Zaheu, i-a spus-o tocmai invers, dă-te jos, că eu vreau în casa ta să rămân. Deci nu-i o pune la întâmplare. Deci îi pune o condiție cu tâlc, dă-te jos. Chiar dacă ești mai marele vameșilor și ai avut acces la copacul acesta să te sui ca să mă vezi, eu te-am văzut de mult în mulțime. Am intrat aici tocmai pentru tine în cetatea asta, că azi trebuie să fac mântuire casei acestea. Dă-te jos între oameni, ca să te vezi la nivelul lor, nu privi lumea de sus. Și în momentul în care Mântuitorul s-a adresat cu acest lucru tânărului bogat și i-a spus, îți mai lipsește una, eu nu m-am dus la ideea de poruncă, ci m-am dus la ideea de ce spune Mântuitorul.
Dacă cineva păzește toate poruncile și una singură a călcat-o, vinovate de toate celelalte. Și care era porunca pe care o călcase tânărul bogat, deși nu ucidea, deși era respectos, nu mărturisea strâmb, nu făcea fără de lege? Porunca dragostei. Era lipsit total. Total era lipsit de dragoste prin vanitatea din interior care te împinge să-l vezi pe semenul tău căzut în apă și din ideea de a nu-ți suda pantofii scumpi, nu te bagi să-i întinzi mâna. Sau vanitatea aceea, cine l-a pus să se amestece și să se bage acolo? Deci lipsa de compasiune pentru semenul de aproape. Și aici Mântuitorul Iisus Hristos a dat două lecții de înaltă clasă. Întâi, i-a prorocit lui și i-a arătat că este steril și fals în credință, pentru că noi avem credință oarbă, credință falsă, dacă vreți și credință demonică, pentru că avem și oameni care cred în demoni mai mult decât în Dumnezeu și în vrăjitoriile lor, dar când mă refer la credința falsă, Mântuitorul i-a spus așa, să nu mă numești bun. Nu relatează Evanghelia. Spune Ioan Evanghelistul. Dacă s-ar fi scris toate minunile care s-ar fi făcut, nici n-ar fi încăput cărțile în lumea aceasta. Dar i-a relatat un lucru. Să nu mă numești bun, căci bun este doar Dumnezeu din cer. Și după tâlcuirea mai multor exegeți, eu spun că nu i-a permis să-l numească bun pentru că nu-i păzea nici poruncile. Tu nu ai măsură să știi dacă eu sunt bun. Cam aici a fost răspunsul. Tu nu ești un reper teologic care să-și dea cu părerea despre bunătatea lui Dumnezeu. Despre bunătatea lui Dumnezeu poate vorbi Simeon, nou teolog. Despre bunătatea lui Dumnezeu poate vorbi Grigore Palama. Poate vorbi Maxim Mărturisitorul. Poate vorbi, poftim, Vasile cel Mare, Grigore teologul, Ioan Gură de Aur, are cine vorbi despre bunătatea lui Dumnezeu. Poate Sfinții Patericului, poate Sfinții Filocaliei. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că apologia și teologia despre Dumnezeu sau teologisirea despre Sfânta Treime și despre lucrarea Tatălui și a Fiului, în mod dramatic, o cunosc și credincioșii. Și mi-a plăcut de dimineață o doamnă care venise la spovedit și a făcut următoarea remarcă. Se împingeau babele pe acolo, n-aveau răbdare. Of, toată lumea zice, știe credința, dar nimeni nu respectă regulile bisericii. Lasă, zic, stați liniștit, împărtășiți-vă și vedeți-vă de treabă. Fiecare cu ale lui. Zic, toată lumea are o hachiță, numai trebuie să nu ne-o vedem. Și ea spune, păi cum nu ne-o vedem? Zice, păi sunteți pus ca să-i îndreptați. Eu vă îndrept pe dumneavoastră, aveți răbdare și blândețe. De ce lucrul acesta? Tânărul s-a gândit în modul următor. Dacă eu vin primul și vorbesc în fața lui Iisus și îi prezint despre mine ceea ce vreau eu, sigur el va fi copleșit și va schimba ecranul părerii dumnezești pe o altă problemă. Dar s-a întâmplat că problema s-a axat numai și numai pe el. După proverbul acela popular, dacă tăceai, filozof rămâneai. Pentru că dacă ar fi tăcut tânărul și n-ar fi pus întrebarea, n-ar fi pățit ca un alt învățător de lege care a întrebat, Doamne, cine e aproapele meu? Sau cum trebuie să mă mântuiesc? Și atunci Mântuitorul i-a plesnit un bici de cuvânt de la despicat din suflet până în trup. Ce este scris în lege, cum citești? Mergi și fă asemenea. Deci, nu încerca să-mi explici mie că nu știi legea mântuirii. Legea mântuirii o știe orice om. Nu ai voie să faci rău, ești obligat să faci bine, iar când nu faci bine, ești obligat să nu faci rău. Și dacă nu faci rău, înseamnă că tot bine rezultă. Chiar dacă nu faci tu binele sau nu-l înțelegi tu ce înseamnă a-l face. Ei, și atunci, în momentul în care i-a spus învățătorului tânăr și bogat, acestui dregător, să nu-l mai numească bun, i-a spus doar din acest context. Și chiar dacă eu aș recunoaște că sunt bun, tu tot n-ai păzit poruncile mele. Și ca să încheie discuția și să-l împingă într-un traseu
puternic, adică un traseu din ăsta care se-i scoată în evidență falsitatea interioară, deși el era credincios la prima vedere, i-a spus așa: aceea care îți lipsește, ți-o spun acum. Vinde toate și împarte-le săracilor. N-a spus-o nici la bogatul ce umbla în purpură și vison, ci l-a dus direct în iad. N-a spus-o nici la bogatul care avea țarină, ci l-a lăsat întrebându-l cui vor rămâne. Și n-a spus-o nici într-un alt context, ci a spus-o în mijlocul mulțimilor. Nu vă bucurați că scoateți dragi. Nu vă bucurați că izgoniți boli și duhuri necurate și vindecați bolnavi. Bucurați-vă că numele voastre s-a scris în cartea cerurilor. Și a întrebat Petru: Doamne, dar noi dacă am lăsat toate și am urmat ție nouă, ce va fi? Și a spus Mântuitorul Iisus Hristos: cel ce lasă mamă, cel ce lasă tată, frate, soră, casă, holdă și îmi urmează mie, vrednic este de mine. Iar cel ce nu lasă acestea pentru mine și le iubește mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și într-o altă evanghelie și-a permis să spună tot un lucru similar: cine se rușinează de mine și de evanghelia mea, neamul acesta ticălos și desfrânat, și eu mă voi rușina în slava Tatălui când va fi cu sfinții îngeri. De ce lucru acesta? Ca să se înțeleagă că slujirea este de mai multe feluri. Pe unii a pus Dumnezeu apostol, pe unii a pus proroci, pe unul cu darul deosebirii limbilor. Nu vă mai spune Evanghelia de la Maslu, apostolul de la Maslu. Dar pe lângă toate, tot apostolul Pavel continuă și spune: dar vă arăt o cale care le întrece pe toate. Și dacă aș ști tainele, și dacă aș vorbi toate limbile pământului, și toate le-aș cunoaște, și morții aș învia, m-aș face chimval răsunătoare și aramă răsunătoare, căci dacă nu am dragoste, nimic nu sunt. Deci iată ce crudă poate fi Evanghelia pentru sufletul nostru. Iată cât e de tăioasă. Deci tu o iei în mână și ieși cu ea la vohot și nu te zgârii, nu curge sânge din palme. Dar ea rănește și taie sufletul. Cuvintele ei sunt mai dulci decât mierea și fagul. Ați văzut când mănânci miere, să se repezește gâtul și gura și la un moment dat simți nevoia de atâta dulceață să bei apă că te sufoci. Așa și cuvintele Evangheliei. Atât sunt de tari că în momentul în care te-au atins, te-au lezat sufletește. Până la despărțirea trupului, sufletului de Duh, spune în Miercurea 29-a săptămânii Apostolului. Și de ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că tânărul s-a văzut disecat de Hristos exact în două. Frumușelule, ești tânăr și puternic fizic. Ești bogat intelectual și înzestrat cu neuronii și cultura de care ai nevoie să stăpânești legea. Ești înzestrat cu calități native primite de la mama ta și de la tatăl tău pe care ți le-am dăruit la zămislire. Te-am păzit curat de porunci și te-am păzit pe lângă ele, dar acum vreau mai mult de la tine. Și în momentul acela, când el spune că cinstește pe mama și pe tatăl său, de fapt nu cinstea Evanghelia și pe învățătorul ei. Deci, de fapt, nu cinstea cuvintele Sfintei Evangheliei și cuvintele Creatorului care a lăsat cuvintele Evangheliei. Era departe de a înțelege legea iubirii și a darului. De aceea îi spune: vinde toate și urmează mie. Cuvântul vinde toate și urmează mie nu înseamnă să-ți vinzi blocul, casa, vaca și țarina. Înseamnă să dai tot ce ai din tine pentru mântuirea altuia. Nu te-ai făcut preot și slujitor al altarului, că asta înseamnă dregător bogat și învățător bogat. Nu te-ai făcut preot numai să fii respectat, cu mâinile pupate, cu buzunarele pline, cu hambarele pline, cu preoteasă frumoasă sau mașină frumoasă sau ce mai vrei tu, ci te-ai făcut să mori pentru lume și să înviezi pentru lume.
să mor pentru Hristos și să înviez pentru Hristos. Te-ai făcut și am nevoie de tine, îi spune Hristos, să mergi până la sânge, până la jertfă. Are Nicodim Mândiță acea celebră vorbă, dai voință, iei putere, sau dai sânge și iei duh. Deci mucenicii au înțeles acest lucru. Mucenicii sunt primii care au urmat pilda dregătorului bogat și au lepădat toate de la ei și s-au dedicat lui Hristos. Pentru că de ce Dumnezeu nu i-a permis să spună nu mă numi bun? Pentru că știa că în clipa în care îi va spune finalul discuției, el tot ce va vrea el va face. Și ce a făcut? Vă spun eu ce a făcut. A făcut un lucru foarte simplu. S-a botoșit, s-a scârbit, s-a întristat, s-a întors cu spatele și a plecat. Dar și Hristos a spus o binecuvântare din aia dată cu mâna invers, cum spunem noi. Ho-ho, cât de greu e să intre bogați în împărăția lui Dumnezeu. Și aici eu aș tâlcui-o. Când vom merge la judecată, nu vom da socoteală de câte ori ai băut un pahar de vin sau de câte ori ai fumat o țigară, ci vei da socoteală de câte puteai să le faci și pentru tine, și pentru semeni, și pentru biserică, și pentru lume, și pentru Hristos, dar nu le-ai făcut din lene, din comoditate, din nepăsare, din trândăvie, din nesimțire, din dezinteres, din dezinvoltură, din și ce dacă, adică n-are decât. E adevărat că noi nu putem schimba lumea, ci lumea merge după Dumnezeu. Noi nu putem schimba pe Dumnezeu, ci Dumnezeu schimbă lumea. Noi nu putem schimba cărările vieții, ci Dumnezeu ne schimbă direcția. Dar în momentul în care depui un minim de efort, tot după un proverb popular care spune așa, dacă faci un pas spre Dumnezeu, El va face 10 spre tine, și aici este o întâmplare, da, cred că am citit-o undeva, e așa un fel de listă din asta, circulă pe la credincioși. Ci că, Doamne, ți-am cerut să-mi dai înțelepciune, dar Tu mi-ai dat probleme și m-ai lăsat să le rezolv singur. Ți-am cerut putere și m-ai băgat în necazuri să le biruiesc cu ajutorul Tău, adică gândindu-mă la Tine. Ei, acest tânăr cam în aceeași postură a fost spus. Ești tu bogat, ești frumos, ești șmecher, dar vino că avem nevoie de lucrat în Împărăția Lui Dumnezeu. Secerișul este mult, secerătorii sunt puțini. Vino că este nevoie aici de tine, nu unde vrei tu. Pentru că răspunsul întotdeauna este foarte fidel. Dacă îi ceri unui creștin, fă ceva pentru biserică. Nu am, nu pot. Dacă îi spui unui tânăr, vino că e nevoie de slujire. A, părinte, n-am chemare. Deci avem chemare să respirăm oxigenul care nu-l merităm, avem chemare să mâncăm hrana pe care nu noi o muncim, ci Dumnezeu ne-o dă prin ploaie, căldură, creștere și așa mai departe. Avem nevoie de inteligența cu care ne-a înzestrat să dăm test după test, sesiune după sesiune, diplomă după diplomă, examen după examen, licență după licență. Avem nevoie de Dumnezeu să vedem pe unde mergem și cum nu vedem un pic bine, rapid, alergăm și corectăm vederea cu ochelarii, tot știința lui Dumnezeu. Sau dacă n-auzim bine, o corectăm auzirea, dar Mântuitorul a vorbit despre un alt ochi și despre o altă ureche. Ochii au și nu văd, adică poți să-i vorbești ca la aspida surdă, cum spune Psaltirea, că el aude cântecul, dar nu știe ce face. Și tot despre acea surzenie a vorbit Dumnezeu ca urechi și nu vor să audă. Oricât i-ai vorbi omului de păcat sau de virtute, el le canalizează și le banalizează pe aceeași direcție. Amestecă sacru cu profanul, întunericul cu lumina, lenea cu virtutea și așa mai departe. Dar răspunsul e unul și același. Ce vor face toți? Aceea vor face și eu. Ce va face fiecare? Chiar babele sunt extraordinar de splendide când spun, părinte, dar ce-o face toată lumea, ce-o face și eu? Păi și dacă se dă toată lumea cu capul în apă, te duci și tu, că nu-i voie să te sinucizi. Dar ce am să fac, părinte? Adică, dacă iadul este deschis și dracul cerne suflete ca să ne mântuiască și să ne încerce, eu trebuie să mă duc după ideea lui ca să mă pierd? Nu. Ci eu stau drept.
Sunt tată și familist, da? Trebuie să educ doi copii ca lumea. Nu le cultiv profanul din ei. Părinte, știi, să nu-i luați tare, că sunt cam vanitoși, pune parul pe el. Părinte, să nu-i, știți, nu să învățați cu de-astea de ale credinței. Ei, o să le dăm prăjituri în loc de împărtășanie. O să le dăm cornulețe, o să le dăm un suculeț în loc de sfânta împărtășanie. A, nu, părinte, dar știți, n-a putut posti. Nu s-a vrut. Nu s-a vrut. Au trecut 2 săptămâni din post și să vedeți pe ultima săptămână sau ultimele 2, cum vin toți buluc și în 2 duminici sau în 2 sâmbete vor toți să intre în Împărăția lui Dumnezeu. E ca o stână din aceea care nu mai are cioban și care au luat-o înainte de capi oile, au ajuns primele în iarbă, au mâncat și au plecat, s-au rătăcit aiurea, iar din urmă vine grosul turbei și tăvălește tot. Nu mai au răbdare, vor toți odată spovediți, vor tot odată împărtășiți, dar au trecut 2 săptămâni din post și nu știu dacă s-au împărtășit câte 50 într-o sâmbătă sau duminică. De ce? Încă mai sunt pești prin frigider, au mai rămas pui de astă toamnă, au mai rămas încă mâncăruri bune și, părinte, nu putem să le aruncăm, trebuie să le consumăm și apoi nici nu suntem obișnuiți să postim tot postul. Noi ne-am învățat așa 1-2 săptămâni. Nu, dragă, postul este o armă și o virtute. Virtute în momentul în care vrei să-l respecti creștinește și armă în momentul în care te înfrânezi și făcând acest lucru nu faci altceva decât să parcurgi o etapă de suferință din suferința pământească a lui Iisus. Să simți cum a mers și El pe jos, să simți cum a transpirat și El în căldura Ierusalimului, să simți să simți și tu cum a simțit și el povara păcatelor Vechiului Testament și obediența legilor stricate de atunci care se manifestă din om în om și până astăzi, că tot putregaiul stă la baza societății, fiindcă virtutea este ceva rar și greu de găsit. La fel a simțit și el arșița zilei și nesuferința celor din jur, sau unii vreau să-l ucidă, alții vreau să arunce cu pietre, alții vreau să-l dea din geana muntelui și așa mai departe, în prăpastie. Dar, trăind aceste clipe de post, simți că trăiești cu Iisus. Și atunci dregătorul bogat și-a pus frumos bagajul la spate și-a plecat. Dar și Mântuitorul i-a dat binecuvântare trainică. Mai lesne va intra funia, dacă luăm termenul lumesc a odgonului, sau cămila luând mărimea ei și cum arată ea urâtă și globănoasă și gheboasă și raport la urechea acului, mai repede va intra cămila sau odgonul pinac decât bogatul în Împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în momentul în care deschizi patericul, și iar ne întoarcem la pateric, asta e cartea care ne ucide pe toți. De ce ne ucide pe toți? Acești oameni ai patericului s-au dezlipit de pe pământ și au trăit în duh. Acești oameni din viețile sfinților n-au vrut să trăiască pământește. Nu le-a plăcut pământul acesta, nu l-au urât, dar n-au alergat după el. Și în momentul în care găsim acolo în pustie 2 moduri de nevoință. Unul ca dregătorul bogat, plin de slavă, că toată lumea îl lăuda, că el face nevoință. Că avem și oameni de aceștia care caută în așa fel să-și scoată în față întotdeauna nevoința. Dar un bătrân de undeva dintr-o margine de pustie n-a fost prea încântat de această zisă publicitate, ca să spun așa. Și când mă refer la publicitate, la ce mă refer? Ați văzut că, în general, creștinii noștri în secolul 20 s-au ancorat foarte bine în mass media și în presă și, dacă deschizi formula AS, întâlnești preoții făcători de minuni. Dacă deschizi, nu știu mai ce ziar, găsești icoane de făcătoare de minuni. Dacă mai deschizi nu știu ce hârtie, mai găsești acolo nu știu ce minuni. În ortodoxie, minunile sunt o normalitate. Așa cum soarele strălucește dimineața în răsărit și e firesc să strălucească, nu să asfințească, așa sunt minunile pentru biserică. Vine unul și începe să scrie la formula AS. Am întâlnit un preot care nu calcă pe pământ. Am întâlnit un preot care, dacă te atinge, simți că zbori. Mamă, reveniți-vă cu picioarele pe pământ. Reveniți-vă în realitate.
Orice om investit cu harul Duhului Sfânt crește și scade în ochii credincioșilor în raport de cum îl cinstesc ei pe el și harul lui. Ați înțeles? Deci, un preot poate deveni făcător de minuni dacă tu îți faci canonul și vii și spui: Părinte, am rezolvat. Ai rezolvat că te-ai rugat. Ai rezolvat că grămada de rugăciuni de dinaintea lui Dumnezeu l-a împiedicat în drumul lui spre alte suflete și a zis: măi, cine-o fi ăsta? Să-i rezolv problema. Dar când tu dai hârtia aia cu 3 nume și 10 lei și te duci acasă și te culci pe ureche, las că am dat pomenic, trebuie să rezolv, atunci aceea nu e rugăciune, dragă, aceea e un comerț cu Dumnezeu. Ai venit și ai aruncat un pomelnic și ai rezolvat problema. Nu. Pomelnicul are un drum lung și sofisticat. Începe de la hârtia pe care o tai și de la pixul care le iei în mână, până la a te gândi ce trebuie scris în el, apoi ce trebuie însemnat și ce canon trebuie dat, apoi, ce părticele trebuie spuse în Sfânta Proscomidie, fiindcă preotul are și el rânduielile lui, și apoi ce rânduiele ai dumitale acasă, în comuniunea despre care vorbește Simeon Tesalonicul în liturgica ortodoxă, miridiile, comuniunea ta cu Dumnezeu, miridilor acelea care sunt puse la liturgie, și apoi comportamentul tău cu bunătatea lui Dumnezeu dau rezultatul problemei pe care tu o ceri. Deci, primul lucru care l-am întâlnit astăzi și am zâmbit singur, 2-3 pomenice, n-au fost multe, că nu fiecare gândește în felul lui. Mă rog la Dumnezeu, la alegeri, să iasă un președinte bun. Tu roagă-te la alegeri să lumineze Dumnezeu mintea pe oameni. Că dacă oamenii au minte, știu ce au de făcut. Bun-i numai Dumnezeu, nu oamenii. Bună-i numai Iisus Hristos că s-a jertfit pentru noi pe cruce și bem și mâncăm sângele. Deci asta este bun la Dumnezeu. Atât. Tu nu poți să califici, spune Eclesiastul, nu o spun eu, să nu spui bunului bun și răului rău. Pentru că din bun rău se poate face și din rău bun la fel. Și iarăși spune Eclesiastul, ce este să va număra și ce este nu să va număra și ce e strâmb nu se va îndrepta. Și proverbul bătrânesc spune așa, ce e strâmb de la descălecare, strâmb rămâne permanent. Deci dacă tu ești o stofă rea și dacă ești o marfă slabă, după proverbul popular, brânza bună și burduful de câine, deci niciodată nu va fi ceva valoros. Din ce cauză? Vinul vechi, să punem burdufuri noi și nu să punem vinul nou în burdufuri vechi pentru că le sparge. Nu poți băga credință și iubire și ortodoxie în mintea omului paliu la minte pentru că nu va înțelege niciodată. El o va lua întotdeauna ca pe o obligație, ca pe o lege, ca pe o obstrucție. Cum aș zis cineva într-o zi, părinte, sunt cam lungi canoanele astea care le dați. Decât să te gândești la prostii, citește acolo ce ți-am dat, las, că e mai bine așa. Și a zis, da, părinte, dar ar trebui să-mi fac mănăstire acasă în cazul ăsta la câte rugăciuni mi-ați dat. Asta e și dorința mea. Decât să stați la cafea, la bârfă, la taclale, la căutat în tarot, la căutat în cărți, la căutat în zodii, decât să stați în mahalaua de pe scara blocului, mahalaua din stradă, din cartier, lăsați, faceți mănăstire din casa voastră. Aprindeți o candelă și o icoană la Maica Domnului și cu o rugăciune dimineața și una seara și una pe la amiază, ne dându-ne seama, ne mântuim unii pe alții. Eu chinuindu-vă pe dumneavoastră cu acele canoane, iar dumneavoastră chinuindu-L pe Dumnezeu cu acele rugăciuni făcute în silă. Căci de fapt ce este mântuirea? Sila firii. Deci așa vom ajunge ca dregătorul bogat să lepădăm de la noi toată averea după care ne pare rău și când mă refer la toată averea, v-am spus, nu se referă la hainele din garderobă sau banii de la cec, ci la toate calitățile noastre sufletești. Din toți oamenii care sunt aici la predică în biserică, noi putem oricând să scoatem 10-20 de sfinți cu moaște, dacă ar fi trăire și credință ortodoxă adevărată.
Noi am putea scoate cel puțin 10-15 făcători de minuni, 15-20 de monahi sporiți, 15-20 de mame sfinte, 15-20 de bunici sfinte, cum a fost bunica Sfântului Vasile și alte bunici din Vețile Sfinților. Dar noi nu putem scoate din biserică decât o mână de credincioși interesați permanent de problema contemporană. Să câștige la bingo, să aibă servici, să câștige bani, să câștige la loto, să n-aibă pagubă, să-și cumpere mașină, să-și plătească ratele, să iasă din datorii, să rezolve problema cu casa, să ia copilului servici și așa mai departe. Deci cerințele pomelnicilor care sunt ele acolo. Să numesc cereri de folos, să știți că nu sunt condamnabile. Dar lângă toate acestea, pui Duh smerit, inima înfrântă ca Hristos să pună harul? Nu! Ci te gândești cum să fii mai fals, să-L convingi pe Dumnezeu să obții problema și după aia să uiți că mai ai treabă cu Hristos și cu biserica. Bine că am rezolvat. Sau mai spune câte ceva. Părinte, n-am fost de câțiva ani la dumneavoastră. Zic, dar de ce? Nu era autobuz? A, nu, dar mi-a rezolvat problema și după aia, știți, m-am luat cu alte probleme. Păi dacă eram eu Dumnezeu, îți dădeam 10 probleme ca să mă cauți în toată ziua. De ce lucrul ăsta? Să-ți aduci aminte că atunci când reușești, trebuie să și mulțumești. Atunci când primești, trebuie să fii și om, nu numai cerșător. În clipa în care tu lui Dumnezeu îi ceri, nu-l deranjează, dar când nu-i mulțumești, el are. Când a spus în Evanghelia leproșilor, Doamne, s-a întors să-ți mulțumească, uite, unul din leproși, dar cei 9 unde sunt? N-a întrebat de la ce a mulțumit, nici nu l-a interesat mulțumirea lui, cei 9 unde sunt? Unde-s? Vă spun eu unde sunt. Mergeți în bazar că-i plin, mergeți prin oraș Lela că-i plin, mergeți prin case pe la televizor că-i plin, la somn în pat că-i plin, la calculator că-i plin, prin oraș la țară, la frigărui sau la moșia unde ai o cabană acolo, l-a făcut mici și băut bere, l-a mâncat semințe, l-a taclale, acolo sunt ceilalți 9. De ce? Pentru că biserica este ultimul lucru important care trebuie să-l intereseze pe dregătorul bogat. Și dacă vreți elementul de dregător bogat, că mi-a trecut termenul și trebuie să închei, spune așa, dregător bogat în conceptul Evangheliei de astăzi este tot omul cunoscător de carte, cunoscător de legea lui Hristos, care calcă învățătura bunei credințe cu știință și cu rea voință. Iar Iisus Hristos spune, lesne este funiei sau cămilei să treacă prin urechea acului. Adică știți la ce se referă aici? La omul prost și grosolan. O babă care nu știe carte de la țară și știe doar îngerașul și tatăl nostru, pentru că aia n-a știut decât să meargă la biserică și să roage în lege ei acolo, să vândă un ou și o litră de lapte și să trăiască, aia e considerată ca o funie care trece prin ac. De ce? N-are cioplitura rafinamentului duhovnicesc care o au oamenii cunoscători de lege. Dar cămila cocoșată de știință, că eu vă spun, mergeți în casele creștinilor, sunt cărți de biserică, rafturi întregi, au biblioteci chiar, sunt creștini care se mândresc cu zecile de icoane de pe pereți, cu numărul de veșminte date pe la biserici, cu diplome de ctitorie, că am văzut când sfințesc câte o casă, diploma de vrednicie, că a dat bani la biserica cu tare, cu tare, cu tare. Duceți-vă să vedeți câte cărți religioase au, candele. Și întreb, zic, da, la biserică obișnuit să mergeți? Părinte, mai răruț, e multă muncă. Cea din tâi muncă e să alergi după Dumnezeu, să asuzi în urma Lui, nu în urma banului. Banul trebuie să asude în mâna ta, nu tu alergând după el. În momentul în care vom fi în ținuta dregătorului bogat, plin de cunoașterea legii, dar călcarea ei din nepăsare, și ne întoarcem întristați că am luat-o așa ușor peste bot, că uite, părintele iar ne-a făcut observații, iar ne-a adus aminte că facem nu știu cum și nu știu ce. Deja iese în față cine? Omul simplu și necunoscător care fură raiul, venise cineva cu o problemă foarte importantă și a zis, părinte, două zile am citit și s-a împlinit. Oare de ce? Că doar înainte m-a rugat atâta și nu s-a împlinit. Poate pentru că ai luat o binecuvântare de la biserică, ai atins zidul ei, ai pupat icoana, ai mai gustat o aghiazmă, o anafră, să știți că de acum vin la biserică. Și într-adevăr, de atunci, duminica e la biserică. De ce spun lucrul ăsta? Dumnezeu vrea ca în final
în calitate de dregători bogați, cunoscători ai legii, care toate le-am păzit din tinerețe, avem mame evlavioase, bunici evlavioase, părinți evlavioși, copii evlavioși, să mai facem una singură, să le pădăm de la noi toată slava și trufia aceasta pământească, care e praf, scrum și cenușă, și să luăm slava împărăției celei veșnice. Amin.